Ne-am întrebat de foarte multe ori de ce asiaticii sunt mai longevivi, iar problemele lor de sănătate nu sunt atât de frecvente ca la noi. Este simplu. Apelează la medicina naturistă și se bazează foarte mult pe ea. Însă viața ne-a învățat să ne adaptăm la prezent și căutăm cele mai bune soluții pentru viitor. Așa s-a întâmplat și cu un fost inginer horticol din apropierea Bucureștiului, care s-a aplecat asupra culturii de ginkgo biloba, cultură încă necunoscută la noi în țară. Inginerul horticol din București a decis în urmă cu ceva timp că este momentul ca românii să facă mai bine cunoștință cu planta numită și arborele vieții. De la ginkgo biloba se recoltează aproape tot, începând cu mugurii, frunzele verzi, dar și frunzele uscate. Toate au efecte miraculoase pentru sănătate. Pentru obținerea puieților, inginerul seamănă semințele toamna, în timpul iernii sau la început de primăvară, după care așteaptă răsărirea primelor plante. Domnul academician Ovidiu Bojor spune că e printre primele 10 plante medicinale ca valoare de pe Terra. Domnul academician, iarăși, Valeriu Tabără susține promovarea acestui pom prin finanțarea de Ministerul Agriculturii și de Uniunea Europeană a culturilor de ginkgo biloba. Este foarte bine că avem acești oameni care promovează pomul acesta extraordinar, deoarece fermierii au pământuri și nu prea știu ce să facă cu ele. Dar prin cultivarea acestui pom vor fi finanțați de, sper, de Ministerul Agriculturii și de Uniunea Europeană și vor, pe de altă parte, vor folosi frunzele care vor fi date la farmacii, la plante de extras medicamente. Deloc pretențios, arborele este apreciat de mulți români care îi văd un viitor și știu că frunzele sale sunt o comoară pentru sănătate. Printre aceștia se numără și fostul ministru al agriculturii, Valeriu Tabără. S-ar putea găsi un program special pentru promovarea și mai ales pentru ceea ce înseamnă completarea zestrei floricole din parcurile noastre și care să se înscrie inclusiv în culturi speciale de plante medicinale, printre care și ginkgo biloba, pe care am putea exploata și să eliminăm efectiv surse de import și, așa cum spuneam, un import care nu întotdeauna este de foarte bună calitate sub aspectul compoziției chimice datorită mediului în care se dezvoltă aceste frunzele de la acest arbore.